Unitățile de învățământ care vor funcționa pe scenariul roșu sunt din localitățile unde incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 este mai mare de 3 per 1000 de locuitori, pentru siguranța epidemiologică și potrivit dispozițiilor Ministerului Educației Naționale, acestea fiind obligate să treacă la desfășurarea cursurilor exclusiv online. Aceste unități școlare sunt Școala Gimnazială numărul 1 Drăgoiești, Grădinița cu program normal numărul 1 Drăgoiești, Grădinița cu program normal din satul Geamăna Drăgoiești, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Băbeni, Liceul George Țărnea Băbeni, Grădinița cu program normal Băbeni, Școala Gimnazială din satul Valea Mare Băbeni, Școala Gimnazială din satul Romani Băbeni, Școala Primară din satul Valea Mare Băbeni, Grădinița cu program normal din satul Valea Mare Băbeni, Grădinița cu program normal din satul Romani Băbeni, Grădinița cu program prelungit din satul Tătărani Băbeni, Școala Gimnazială Pietrari, Grădinița cu program normal Pietrari și Colegiul Tehnic Energetic din Râmnicu Vâlcea, care a fost declarat focar COVID, în prezent aici fiind 3 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 confirmate. De asemenea, ca urmare a apariției unor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, fie în rândul elevilor, fie în rândul profesorilor, în județ, în prezent, 11 clase și 3 grupe de grădiniță au activitatea suspendată pe o perioadă de 11 zile. Acestea sunt 9 clase, 8 de învățământ gimnazial și una de învățământ primar de la școala numărul 13 din municipiul Râmnicu-Vâlcea, o clasă de la liceul Preda Buzescu din Berbești, o clasă de învățământ primar de la unitatea de învățământ particulară Discovery Kids, grupa mică de la grădinița cu program prelungit Ostroven 3 Râmnicu-Vâlcea și două grupe de la grădinița cu program prelungit numărul 6 din Râmnicu-Vâlcea.